Salut și bine te-am găsit! Astăzi m-am gândit să adaug pe lista noastră încă un cocktail clasic ce trebuie neapărat încercat. Negroni, o băutură aperitiv sofisticată, dar foarte ușor de preparat. Ai nevoie de următoarele ingrediente: 30 ml de gin, 30 ml de Campari, 30 ml de vermut roșu, o portocală și gheață. Pentru început, pregătim paharul, ustensilele și decorul. Pentru preparare folosim metoda stir, care presupune turnarea ingredientelor într-un pahar de sticlă cu multă gheață și amestecarea acestora cu o linguriță. Scopul metodei este de răcire, diluare și omogenizare. Așadar, pune ingredientele în paharul de amestec: gheață, gin, Campari, vermut. Acum, cu o linguriță, aplică metoda stir, prin care scădem tăria alcoolică din băuturi, ceea ce ne va permite să simțim mult mai bine aromele. La final, strecoară băutura într-un pahar peste gheață proaspătă, iar pentru un plus de aromă, adaugă uleiuri esențiale din coajă de portocală. Aceasta a fost rețeta de Negroni. Dacă ai întrebări sau alte rețete pe care doresc să le prepar, lasă în comentariile tale mai jos. Îți urez o zi minunată! Până data viitoare, nu uita să te abonezi, să dai like paginii de Facebook sau să mai cotrobăi printre celelalte rețete.